pe lanțul aprovizionării cu medicamente în mai multe țări ale lumii, nu doar la noi. Franța a interzis vânzarea online a paracetamolului până la sfârșitul lumii, tot din cauza dificultăților legate de aprovizionare cu acest medicament utilizat frecvent. Ordinul emis de guvernul de la Paris spune că tensiunile în cazul medicamentelor pe bază de paracetamol continuă de mai bine de 6 luni, în special pentru variantele destinate copiilor. La ei, Agenția Națională pentru Siguranța Medicamentelor le-a cerut farmaceștilor să raționalizeze vânzarea acestora. Guvernul francez vorbește în ordinul său și despre agravarea situației sanitare din China, unde cazurile de coronavirus explodează după ridicarea unor restricții sanitare drastice. Guvernul chinez a interzis exportul de paracetamol, chiar dacă țara produce o mare parte din ingredientul activ folosit de laboratoarele din întreaga lume.